bună, băiatul meu. Da, să te pup. Da, soțul meu unde e? E în rulotă. Unde aveți voi rulotele? Alea două? Nu, una singură, noi să luăm într-una. Păi stați amândoi. A, deci nu pot să-i fac lui prank-uri, că-ți fac și ție, practic. Tu fane că nu-i problemă. Am ieșit afară și am avut surpriza să îl văd pe Capet, care cred că s-a angajat vidanjer. Frate, car altuia, jur. Nu înțeleg de ce trebuie să-l duc eu. Dar, păi și eu de ce trebuie să-l duc pe ala altuia? Era și teleșpan. Aș vrea să spun niște lucruri spirituale, așa. Dar e foarte greu să te umpli de spiritual, când deja ești plin de Erau amândoi scârbiți, dar spus, ia uite, domne, ce am ajuns să fac, ia uite, domne, am venit la emisiune să desfund eu WC-urile, ia uite, domne, i-a zis, bă, așa face toată lumea, așa suntem toți, asta e rânduiala fiecăruia, fiecare își face curat la locul de muncă. Am râs un pic de ei, m-am distrat, îți dai seama că nu poți altfel, după care m-am dus din nou în rulotă să văd ce face Liviu. Lungule, plouă. Hai, ploaie, hai! Hai, ploaie, hai! Hai, ploaie, hai, ploaie, hai! Ai, mă, neamărine! O să fie mama mândră de mine, o să zică, mamă, te-ai călit, le-ai făcut pe toate în viața asta, ai tu și al cuiva la acolo unde m-a dus neamărin. Doinița, ajută-mă și pe mine! Haide, că o contesă poate să traverseze singură, fașa! Opriți-vă, am înțeles strategia, a fost un început ca să ne... umilească puțin. Nu pot să cred. Ce drăguț a fost neamărin când a venit. Eu am un mare noroc în viață pentru că am degete lungi, din astea de plastic, nici măcar nu sunt ale mele, înțelegi? Și cu aia am scormonit acolo dopul, am aruncat invers cu piciorul și Dumnezeu cu mila. Auzi, dar eu am făcut bine? Mă rădam, de unde vrei să știu, fai fetiță, dacă ai făcut bine? Dar ce să eu fac de meserie? Vidanjoare! Vidanjoare, bă, eliminatoare de c***! Nu pot să zic că sunt deranjată până la Dumnezeu, că nu sunt, trebuie să fac față oricărei situații. Și știi cum e viața? Azi ești undeva sus, mâine s-ar putea să fii undeva jos. Doamne ferește, nu-mi doresc, dar... Nu trebuie cumva să trăiesc și acolo și acolo și să fiu bine cu mine în orice condiții, pe bune. I-am strâns pe toți în lobby și Liviu și Andrei n-au ieșit din rulote. Toată lumea este în lobby. Voi de ce nu sunteți în lobby? Și am auzit la ușă furtună. Furtună. Eu am zis că a început grindina, că e ceva. Nu, era neamărin, cu două nuiele în mână. Toată lumea în lobby. Ce? Ce se mișcă? M-am dus să le dau un pic floricelele, să le miroasă. Toată lumea, de la intrare în circ, avem ședință. Artiștii mari vin la final. Da? Ia uite-te tu cât e ceasul. Eu la ora 6 m-am trezit. La ora 7:30 am fost, am trezit pe ea, am făcut acolo tot, au mâncat. Și acum e ședința pentru toată ziua asta. Deci la 8. Avem, avem, e 8:20. Avem nuntă! Și am dat și în stânga și în dreapta, mireasma le-a ajuns un pic la nas, după aceea la... Tălpici? Avem săptămâna asta, avem nuntă! Avem nuntă! Avem nuntă! Avem nuntă! Ce? Tare! Trebuie să se știe că în rulota aia nu se intră așa, cum vrei tu, când vrei tu, intri, dai cu bâta stânga în dreapta, arunci două petarde și ieși. Nu, vii și ți-o iei! Dai, bă, hai mă să luăm, bă, dai, acum de cu pisor, dai cu pisor! Da? Trage. Și noi am fost pe pace, ați văzut. Venea, ne ascundeam sub cearceasă. La un moment dat. Ne-am dat seama că trebuie să ne apărăm și am început să căutăm pistolul. Pistolul nostru, arma noastră de apărare, că noi nu atacăm niciodată. Nu știu dacă ați observat, noi nu atacăm. Ardă-l! Ia, dă-mă! Dă-mă! Și mâine. Da, dai cu peste mână, dai peste mână, dai peste mână. Mă, doare, dacă dau cu ăla, doare așa un pic. Îți dau cuvântul meu, dacă a schițat un gest, neamărin. Când eu am ieșit din rulotă, era și Sonii în fața rulotei. Hai să le mișcăm caravana un pic. Hai amândoi și ne-am dat la un colț la rulotă. Oh,
Chiar începe mâncați aici gura. Te simți ca și cum ai pleca în vacanță. E foarte frumoasă senzația când se mișcă rulota. Și a luat-o prin grup. E un drum prost. Trec așa, peisaje, că noi am mai văzut, da, că am mai fost. Trec parfumurile, gelurile, alea toate hainele, strâng prin față, așa, hainele, tot ce ai avut în picioare. Chiloții, e pentru cine a prins cutremurul din 77, e simplu. Hai să ieșim să-l atacăm, Gogule, că n-am reușit. Te simți important la un moment dat, pe cuvânt, când ți-a dat atâta atenție și la rulotă, și pe acoperiș, și pe jos și pe aia, te simți important și îți dai seama că trebuie, exact, să te ridici la nivel. Nu poți. Și atunci, exact, acționezi. Da? Bine, stai așa. Stai așa foarte. L-a zăpăcit, i-a făcut niște bubițe micuțe pe care Nemorin nu le-a recunoscut. Pe văzut, n-a schițat niciun gest. Ceea ce e bine, joacă moșul bine, joacă tare. Mergem noi să facem ședința? Da. Mamă. Mergem noi să facem ședința și după aia vorbim, da? Da. Cam asta a fost dimineața. O dimineață frumoasă, ce să zic. Dacă scapi la început de bătaie, te apucă mai târziu un pic. Adică 20 de minute de bătaie, sigur, garantată e. Deci, domnule Barbu, ce avem de făcut? În general, ești o femeie care ai răbdare, ca să știu sau nu ai răbdare. Eu nu mai abia aștept să mă apuc de muncă. Ok, ai I-am răbdare. I-am dorit atât de mult să vin să vă cunosc, încât nu mai pot. I-am strâns pe toți în lobby, l-am adus și pe Sony. Deci el este Sony. Bună, Sony! Bună. El este patronul circului. El este viitorul meu, fin. Într-un cuvânt, pentru mine, Nemărin e ca al doilea tată. Adevărul vă spun, eu l-o admir foarte mult și mă sfătuiesc și foarte mult cu Nemărin. Acum, faptul că am avut ocazia să fie nașul meu, asta îmi face mie o mare plăcere. Așa că voi trebuie să vă gândiți cum organizăm această nuntă să arate foarte, foarte bine. Trebuie să ne ocupăm așa, decorațiuni. Da. Ca sală. Da. Decorațiuni de mese. Da. Meniu. Da. Câte persoane sunt invitate? Invitațiile le mai facem? Sau le-ai dat? Cu copii 90. Sunt 20 de copii și 70 de oameni mari. Trebuie să gândim și momente artistice. Da, trebuie să facem rost de niște muzicanți. Ok. La un moment dat să vedem pe unde îi găsim. Am o listă cu dorințe. Asta vreau să te întreb, da? Ceva. Nu, dar nu știi mare, oai, ia, auzi. Da. Și Ana a început să citească tot ce își doresc ei. Doinița a avut pix și hârtie și am început să ne notăm ce trebuie să facem pentru această nuntă. Cameră pentru pregătirea miresei, machiaj cu apat unghii. Astea le asta e important capet pentru tine. Cameră pentru machiaj. Și camera poate să fie la mine în rulotă, e super. Da, și la mine. Da. Atenție, că aici aveți de machiat mireasa. Super. Și încă vreo trei, sora lui, sora ei, mama. Scrie, astea sunt dorințele. Nașa. Da? Cred că o să încep de seara asta pentru mâine, cât ți-o să ai de făcut. Mie îmi place să fac lucrurile cu răbdare, așa că fiecare mireasă pe care eu o coafez pentru nuntă, pentru ziua nunții, vine la mine cu aproximativ un an de zile înainte să facem cunoștință, să vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă. Acum mă gândeam doar că o să trebuiască să coafez o femeie pe care eu nu o cunosc. Roche de mireasă albă cu coroniță cu flori. Îi împletim boho cu niște flori de pe aici, da. Boho! Plătești tu, că nu-ți bați joc de aia, ești mare împlătitor. Roche mireasă. Coroniță. Să știi că nu m-a deranjat deloc, din contră mi s-a părut foarte bine organizat Sony, pentru că el a făcut o listă concisă și foarte clară. Acum țineți-vă îmbrăcatul copiilor Anihoa Mario Câine Zappa. Anihoa Mario? Sunt copiii noștri. Și cine-i câine Zappa? Un cățel. Și trebuie să-l îmbrăcăm și pe ăla? Adică da, să-i facem rost de ținută. Nu știu, dacă mi-ai dat să organizez un eveniment, clar nu mi-ai dat la dispoziție pentru o nuntă 4 zile. Sincer, mă sperie puțin. Știu că suntem 4. Știu că este Neamărin șeful de turmă. Știu că mai e Liviu și Andrei, dar ei s-ar putea mai mult să încurce decât să ajute. Nu știu, o să văd. Să trăiți! Oh, stai un pic, oprește-te un pic, Ana. Să vă fac cunoștință cu LA. Acești doi prieteni buni ai mei și viitor prieteni ai voștri. M-am bucurat foarte tare când am văzut-o pe Doinița, Tanța. Întâmpin soția ta. Să trăiești.
Acum, dacă toți suntem aici, trebuie să-l ajutăm să facă o nuntă și nunta e pe bune. Și mai e și naș Neamărin. N-avem cum să zicem nu, bă, dă-te că în nunta ta, că n-avem cum. Cum facem? Cu preot ortodox sau catolic? Stați un pic să ne înțelegem. Ginerica e catolic. Da, mă, am înțeles, am discutat. Nu vorbeam, Marlene Dietrich, liniștește-te un pic, vorbeam cu Digi. Să vină papa. Uite-l. Merge noi. A, el e papa? De cum? Poate, nu, ești actor, poți să joci pe oricine, poate. Nu-mi dau seama cine, cum, nu-mi dau seama. Fiți atenți și e cel mai important. Locația. Locația cât de cât eu am fost, am văzut unde, dar trebuie să mergem împreună, să vedem dacă acceptă, să ne da. O să trebuie să vorbim cu Scărlătescu, să vedem dacă acceptă. Îl sun tu, păi, pe Scărlătescu, că te place. Bine. Păi să începem. A trebuit să-l sun pe domnul Scărlătescu și m-am bucurat că am avut ocazia să fac asta. Alo? Alo? Bună ziua! Numele meu este Ana Morodan. Și vă sun pentru că am o problemă și nu știu pe nimeni, absolut pe nimeni, care ar putea să o rezolve mai fantastic și memorabil decât ați putea o dumneavoastră. Vin mai târziu. Deci nu avem nicio problemă, avem doar soluții. Perfect, aș vrea să veniți să gătiți la o nuntă și mă ofer să fiu și ajutorul dumneavoastră de bucătar plus și asistentă. Deci Neamărin pentru nunta să vrea să facă tot. Așa că ședința de dimineață ne-a luat un pic prin învăluire și ne-a și speriat. Când am văzut câte sunt, pentru că erau de la porumbei la roche, inele, cercei, brățări, pantofi, dul, întoarceri, făl, nu poți, e mult. Eu am mai organizat nunți, am trecut până în viață totuși și am 60 de ani. Nu e așa ușor să organizez o nuntă. Dar cum eu sunt berbec și plec cu coarnele înainte, nu dau niciodată înapoi. Știu că e greu, chiar dacă ei nu se vor pricepe să organizeze, eu sunt priceput la așa ceva, am nevoie doar de ajutorul lor în diferite ocazii. În niciun caz. Deci timpul nu ajunge pentru toate lucrurile alea de pe foaie, timpul nu ajunge. Nu are cum să ajungă. Fizic, n-ai cum. Bine, numai dacă te trezești la crucea dimineții, să te duci la muncă, să muncezi zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte. Așa că am început treaba. Voi doi, da, eu și cu soțul tău din film, mergem să facem rost de legume. Că ne trebuie foarte multe legume pentru masă. E ok? Da. Deci noi patru. Da. Și ei trei să duc acolo. Pe Andrei, Ana și Adrian i-am trimis la florărie ca să facă rost de tot ce înseamnă flori. Buchet de mireasă pentru nașă, buchet de mireasă pentru mireasă, lumânări. O chestie, uite, care mi-a plăcut la Sony, n-a avut nicio condiție care să-ți dea bătăi de cap. Oamenii au cerut niște lucruri foarte decente, iar mie îmi place decența foarte mult și m-am bucurat în momentul în care i-am ascultat, pentru că mi-e mult mai ușor să merg să fac rost de niște flori albe, să încercăm să decorăm o sală de nuntă cu decorațiuni decente și drăguțe, decât să transformăm totul într-o pupăză. Deci eu sunt mulțumit de ședința respectivă. Bună ziua! Bună ziua! Am ajuns la florărie, acolo unde am întâlnit o domnișoară foarte drăguță. Narcisa, îmi pare bine. Narcisa? Nume de floare la florărie, da? Salut mâna, Andrei. Narcisa, îmi pare bine. Andrei Trandafir. Da, foarte frumos. Trandafire, patraule, adormiți, băi. Narcisa, iubita, da, mea. Noi avem de organizat o nuntă. Zice, avem nevoie. Subțire, deci subțire de tot. Foarte puține chestii. Un buchet de flori pentru? Mireasă. Mireasă. Da. Un buchet de flori pentru nașă. Pentru nașă. Astea ornamentele pentru mese. Pentru mesele mirilor și după aia și pentru celelalte mese. Da. Și masa de prezidiu, bravo. Aia. Și niște lumânări. Eu de când m-am întors de la ASE Express sunt un maestru al negocierilor. Îmi dai tot, nu-ți dau nimic și lumea acceptă. Deci ideal pentru noi ar fi să ne oferiți toate aceste lucruri gratis. Nu, ei vor să muncească. Uite, Andrei nu mai poate. Eu fierb în Adidas, nu te mișc. Nu mai pot. Din păcate, aici nu avem voie să obținem chestii pe gratis, ceea ce mă frustrează un pic, că știu sigur că le-aș fi obținut. Ce-ar fi fost așa, dacă am fi vrut, de exemplu? De schimbat apele, de spălat cantele, de șters puțin praful prin față. Ne-a dat să facem niște muncile astea de caznă. Eu cred că Ana și cu Teleșpan cred că și-ar dori mult de tot să scoată bani. Pe cuvântul meu, să nu mai să nu muncească, să stea liniștit. Dacă n-am avea bani, pentru că se pare că aceste emisiuni sunt fără buget și fără cardurile noastre la noi, toate. Super. Așa avem noi noroc. Eu am văzut-o pe Ana că a tras chiulul. S-a așezat pe băncuță, a stat de vorbă cu doamna în timp ce noi munceam. Buchetul miresei trebuie să fie alcătuit din
crini și trandafiri albi. Narcisa, care este un designer florist foarte apreciat în Constanța, a stat puțin cu mine ca să-i spun care sunt livrabilele și mi-a dat și niște sfaturi foarte bune despre cum să adaptăm la context diferitele tipuri de flori ca să reziste cât mai mult în soare, în vânt. Stați, sunteți bine? Bine, ne organizăm pentru că am descoperit o groază de lucruri la care nu ne-am gândit. Fantastic. Obosite? Ați obosit, nu? Da. Adică și eu și Teleșpan, noi chiar munceam. Eu am avut o sarcină destul de grea să curăț vasele alea de apă, care erau murdare, nu vă mint, erau, cred că ne așteptau pe noi. Deci în astea a zis că mai puțin apă. Da, da. Nu, în alea cu trandafiri, cred. Nu, alea erau full. Și în astea? Erau pline, pline ce am luat de acolo. A trebuit să curățăm florile de frunzele și petalele moarte și a fost o muncă destul de migăloasă, recunosc. Uite ce frumos l-am făcut. Nu mai e niciun veștejism pe ea. Dați-i, doamnă, că ea mărăvai de mama lui, uitați-vă! Olă, dă, tinde mâna pe magangiu! Pe drum spre limanul, eu am rugat șoferul să oprească, să-mi iau niște piersici. Nu, Neamărin nu cumpără niciodată. Neamărin, el a inventat pomana, el a inventat cercetoria, el a inventat dăm și mie. Dă-ți-mi mie, că n-am. Liviu era în mașină și a început să facă mișto de mine. Sau el a inventat mai bine, dăm că-ți dau eu. N-ai cumva la tine, că eu nu mi-am luat banii la mine. Așa a făcut avere. Și atunci, având praștia la mine, zic, dau cu praștia, nu. Împrumutați-l, domnule, vă rog! Împrumutați-l, domnule, vă rog eu frumos, împrumutați! Și-a luat o piersică de acolo și când am dat, i-a trecut exact pe lângă nas. Deci Nea Mărina a aruncat cu o piersică și a spart parbrizul. Ai spart parbrizul, băi! De aici a început o întreagă nebunie. Dacă te omoare acum! Dacă te omoare acum! Bă! Dacă te-o luat sub furoier acum! Zi, lași și mie ceva! Lași dacă te lua! Nu mai treci de gât, doctorule! Nu că ăsta stă cap, scuzba pe ăsta, e amfibian de la să ține, respirează și cât ține 2-3 săptămâni. Bă, deci am de față cu mine. Ești bine? Da. Mă aveam aer, era cât face să mor. Vreau să facă respirație gură la gură, că el e... Pușana. Da, păi pe asta pe-n serial numai așa le face. Respirație gură la gură, am văzut eu. Deci chiar te-ai pupai cu el? Da, noi ne-am pupat pe bune, zi-mă, nu? Da, ne-am pupat pe bune. Trebuie să arătăm cum ne-am pupat? Ia. Ia, stai să-ți arăt eu cum te pupai. Stai jos, ai zis, eu am vrut să-i apuc și tu. Make love, nu or! Make love! Nu, pe drum așa îți dai seama că noi ne cunoaștem foarte bine și ne știm limitele. Stai! Încerc să fac pace. Fă-și mie un pic de masaj pe aici, că mi-a amorțit piciorul. Vă rog, serios, să fac? Am glumit? Stai, am glumit! Da, da, nu mai știi de ce amar, dar nu te mor dacă nu-ți fac. Să mor dacă nu-ți fac. Nu cred! Vârciu! Iliam! Se încinseseră rău la bătaie. Nu vrea să cred că ei chiar se pocnesc în halul ăsta pe bune. Nu pot, dar trebuie să filmez. Nu pot, dar trebuie să filmez. Ne iubim așa. Poate așa ceva. Ești întreg, mă? Te-a rupt. Mai nou așa se bate bărbații. Noi ne batem ca fetițele, ca să știți, două domnișoare în perioada aia lunii nenorocită, când nu mai ai chef de nimic și de nimeni. Și a venit asta bătrână și m-a luat de păr, mi-a stricat coafura și eu m-am enervat atât de tare. Wow, what? Nimeni nu-mi pune mie mâna și m-am băgat și eu mâna în părul ei și uite așa cu băbuța. Oricum e bine că mai am și ochelari. Bate soarele cum trebuie. Ia să vedem, sunt adevărat? Gata, potoliți-vă, vă rog. Deci Liviu cu Neamărin se trosnesc de nu se văd. Rău, grav. Nu, acum Neamărin, de ce faci tu
așa. Lasă-i, acum mi-a făcut mie. Ia, m-am mușcat de mână și a început o bătaie ca la Verdun. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule! Doamne Iisuse! Moș Martine! Stai, lasă că nu rămâne așa! Eu n-am mai stat de mult la o bătaie, s-a sit la o bătaie în care doi bărbați să trag de păr. Dar uite că am și luat parte la asemenea eveniment, foarte mișto, puține au ocazia să treacă prin așa ceva. Eu m-am distrat foarte bine, mi-a făcut și masaj la scalp, așa că... Let's go, ready to the Rumble! M-am spintecat pe picioare, eu cred că mă ia cu leșine acum. M-am mai umplut și de păduc de la castraveții ăia. Neamărin, eu cred că fac alergie de la castravete. Hai mă rog, mai pot mâncați aș gura ta. Hai spune! Deci cum ai zis, cum ai zis, bă? Deci nu mai pot cu păducii ăstea, jur. Musca! Aici și musca ciupește! Să-ți mamă, ce m-a ciupit! De prost! Dar niște aer condiționat n-aveți aici că eu mor, îmi dă cu panică. Mușcă, mușcă mâna, mușcă, cum faci tu, moș mâna omului care te-a ajutat. Când ai comunicat că mergem păi la era by default când te lăsam, zis eu că mergem la hotel. Iar nu certăm, pentru că la asta ne place. Când eu urlu la televizor.